Trei angajați ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din capitală vor compărea pe banca acuzaților pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor. Procuratura Municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată dosarul de învinuire a celor trei, pe data de 24 septembrie 2020, fiind obligați să ia toate măsurile necesare pentru protecția securității, inclusiv prevenirea riscurilor profesionale. Inginerul șef, care prin cumul era și inginer pentru protecția muncii, a dat indicații tehnicianului superior și subalternului acestuia să execute lucrări de curățenie în încăperea blocului sanitar numărul 1, numărul 1, precum și tăierea țevilor din oțel, fără a supraveghea lucrările cu polizorul concomitent cu efectuarea altor lucrări de reparație, construcție și montaj. A fost admis contactul particulelor de oțel incandescente cu materialele arzătoare din nemijlocită apropierea locului efectuării tăierii, producându-se incendiul, care s-a extins și a cuprins toată clădirea, se arată în rechizitorul cazului. Prin urmare, întreg edificiul, obiect arhitectural cu statut de protecție estimat la 5,3 milioane de lei, a fost distrus. La fel, în urma incendiului, au fost afectate și spațiile aflate în aceeași clădire închiriate de un agent economic, acesta fiind prejudiciat cu 3,5 milioane de lei. Raportul de expertiză judiciară din data de 24 noiembrie 2020 arată că incendiul a început în încăperea blocului sanitar numărul 1, în colțul îndepărtat din stânga de la intrare și apoi prin sistemul de ventilare s-a răspândit spre încăperile adiacente, holurile blocului administrativ, sala mare, sala mică. Astfel, potrivit procurorilor, cauza nemijlocită a incendiului produs a fost contactarea particulelor din oțel incandescente generate la procesul de secționare a țevilor din oțel cu utilizarea polizorului unghiular cu materialele arzătoare din nemijlocită apropiere. În respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor stipulate în documentul normativ la efectuarea lucrărilor de tăiere a țevilor din oțel, în încăperea în care erau prezente materialele arzătoare, putea să furnizeze formarea sursei de aprindere a incendiului, se mai arată raport. Inculpații sunt cercetați în libertate. Fiind audiați de procurori, aceștia nu și recunosc vina. Suspecții riscă amendă sau închisoare de până la 2 ani de zile.